ne dăm seama că patrupedul nostru suferă de anxietate. Agitație, hipersalivație, o stare de alertă, vocalizări, urinări și defecări în locuri nepotrivite. În cazuri de anxietate de separare putem discuta de un comportament destructiv față de obiecte sau entuziasm excesiv când vin proprietarii acasă. Entuziasmul excesiv poate să intre în această categorie de anxietate atunci când vine stăpânul și cățelul e foarte bucuros? E foarte interesant. Da, este asociat cu anxietatea de separare, mai ales dacă există niște factori înainte care să ne dea semne. Dacă e un câine foarte atașat de proprietar sau animalele care urinează fără să se stăpânească în momentul când vine proprietarul, poate fi un semn că suferă de o anxietate de separare, dar poate nu și-o manifestă într-un mod destructiv sau prin alte metode, dar este un comportament exagerat.